Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Oricum ar fi, simțiți-vă ca la voi acasă. După cum v-am obișnuit deja, știți despre ce să vorbim, despre o legendă horror care a ridicat părul pe șirea spinării a multor oameni. Și când spun a multor oameni, mă aflu și eu printre acei oameni, pentru că în momentul în care eu am auzit această legendă sau această poveste, am înlemnit. Nu credeam că este adevărat. Și nu credeam că acest lucru putea să se întâmple cu foarte puțin timp în urmă. Bineînțeles că Mexicul are și el foarte, foarte multe legende urbane, horror, așa cum avem și noi. Cum are fiecare țară sau oraș de altfel. Prin prejurul Mexicului, prin satele și prin orașele din prejurul lui, se află foarte, foarte multe legende unde protagoniști sunt diavolii, fantomele și entitățile venite dintr-o altă lume. De această dată o să vorbim despre o femeie care a cunoscut diavolul. Mai exact, legenda femeii care a dansat cu diavolul. Dacă vreți să aflați ceea ce se întâmplă și să ascultați cea mai macabră poveste ascultată de mine în ultimul timp, dați-mi un like. Rămâneți până la sfârșit și abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o. Apăsăm pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când eu postez. Totul s-a întâmplat în anul 1928 în orașul Hermosillo, Mexic, în data de 31 decembrie, o dată blestemată pentru acel loc. Clubul campestre care a fost gazda acelui incident a rămas în uitare și ceea ce a rămas de el au fost doar niște ruine. După cum bine puteți vedea și în poze, atât a mai rămas din acel club după ce acel club arăta așa. Oamenii locului povestesc că acel incendiu a fost unul dintre cele mai mari incendii izbucnite din nimic. Și că acea seară a fost atât de oribilă, încât până și în ziua de astăzi, oamenii, când povestesc această legendă, o povestesc cu frică și cu mare, mare ardoare de a afla ceea ce s-a întâmplat. Alte guri care sunt mai sceptice spun că practic această poveste nu a existat niciodată și că într-adevăr este doar o legendă pentru fetele care umblau noaptea, iar părinții doreau să le sperie, să nu iasă și să dea de tot felul de bărbați. Alții spun că această poveste a fost cu totul și cu totul reală și că diavolul ar fi călcat în acea noapte, în acel loc. La mujer que bailó con el diablo este o legendă cunoscută peste tot. O legendă înfricoșătoare și macabră, care sperie absolut pe toată lumea. După cum vă spuneam, clubul campestre era cel mai mare club din acel oraș în acele timpuri. Ceilalți oameni care conduceau alte restaurante erau invidioși pe numărul de clienți care călcau pragul și pe mâncărurile alese care se făceau acolo. Acest club găzduia mai multe locații, cum ar fi o sală de dans, un foarte mare restaurant luxos, teren de golf, teren de tenis, un parc pentru copii și un loc pentru a călări, o piscină, foarte multe camere luxoase și, bineînțeles, mâncăruri și băuturi alese. În fiecare an se organizau baluri de primăvară, se organizau petreceri, zile onomastice și nu numai. În data de 31 decembrie se organiza ca în fiecare an trecerea dintre ani, petrecerea la trecerea dintre ani, unde se adunau foarte mulți oameni, mai ales tineri. Băieții erau încântați, dar și fetele, mai ales fetele, pentru că în acea seară fiecare își putea etala rochia pe care o avea sau își putea etala frumusețea
Și nu în ultimul rând, bogăția, pentru că era un club al oamenilor bogați, unde nu toată lumea își permitea să meargă. Totul a fost frumos. În fiecare an bucurie, în fiecare an oameni frumoși, oameni buni, până în acea seară în care totul a devenit scrum. Se spune că în acea seară, cea mai frumoasă fată din acel oraș și din acel loc a dansat cu diavolul. A ales să fie mireasa diavolului. 31 decembrie 1982. O seară destul de rece, în care tinerii din acel oraș s-au adunat în acea sală de dans pentru o petrecere dintre ani. Fata despre care vă vorbim, pe nume Linda, în vârstă de 22 de ani, a venit împreună cu prietenele ei pentru a sărbători. Era cea mai frumoasă fată a locului. Aranjată și dichisită, era mult mai frumoasă și decât prietenele ei și decât toată lumea din acel loc, strălucea ca o stea. Anumite vorbe și anumite guri spun că și în jurul Lindei sunt mai multe variante de poveste, exact cum e și întreaga poveste. Unii spun că Linda ar fi fost o fată care ar fi fost o damă de companie și care își petrecea cele mai multe nopți în acel club și nu numai, plecând din viața de noapte, bărbații și locurile cu muzică și cu dans. Alții ne vorbesc că Linda era o fată de o familie bună care îi plăcea să se distreze și venea din când în când să-și mai potolească focul inimii pentru că nu ar fi avut noroc în dragoste, cu toate că ea era foarte frumoasă. Iar povestea despre care vă povestesc și oamenii care știu despre această poveste, ne spun că Linda ar fi fost o fată foarte cuminte, foarte decentă, dar foarte strictă din punct de vedere al părinților. Părinții o țineau foarte bine lângă ei. Nu îi dădeau voie fetei să iasă niciunde, decât în unele locuri și la biserică, pentru că erau niște oameni foarte, foarte credincioși. Fata în acea seară se zvonește că ar fi ieșit, fără permisiunea lor, să meargă la acel bal de terminare a anului. După cum vă spuneam, fata a ajuns în acel loc și după ce sala s-a umplut de veselie, de bucurie, de mâncăruri scumpe, de băuturi alese, oamenii au început să mănânce, să bea, să se distreze și să danseze pe minunata muzică care încânta localul. Fiecare fată se gândea că în acea seară își va găsi alesul. Și Linda, cu prietenele sale, vorbeau despre băieții care credeau ele că vor veni să le invite la dans. Fetele, deja fiind invidioase pe succesul ei și pe frumusețea ei, pentru că știau deja că Linda va avea mulți pretendenți. Zis și făcut. Nu la mult timp după această discuție, iată că se apropie de masa Lindei un tânăr frumos care o invită la dans. Iar ea, bineînțeles, cu bun simț, îl refuză elegant și spune că nu poate să danseze pentru că așteaptă cel mai frumos bărbat din acea seară și din acel loc. Băiatul, un pic stânjenit, a plecat. Nu după mult timp au venit alți trei bărbați, dar bineînțeles Linda i-a refuzat și pe ceilalți trei. Parcă ar fi simțit că trebuie să urmeze bărbatul care avea să-i aducă cea mai mare nenorocire. Timpul a trecut, ceasurile treceau, dansul și veselia era din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, în mijlocul pistei de dans, a zărit un bărbat, înalt, chipeș, cu un păr de un brunet strălucitor, cu niște ochi foarte mari și rotunzi, cu culoare neagră și foarte, foarte elegant. Avea un parfum atât de îmbietor încât mirosul a ajuns până la nasul fetei. Prietenele sale, văzând acel bărbat chipeș, au început să-și dea coate și au început să se întrebe între ele cine va fi invitata lui la un dans romantic în acea seară. Bineînțeles că fata care a fost invitată la dans a fost Linda, iar ea, cu mare bucurie, fără să stea prea mult pe gânduri, a acceptat propunerea bărbatului. Bărbatul
a luat-o de mână, s-a uitat direct în ochii ei și cu căldura ochilor lui pătrunzători i-a ajuns direct în suflet, fata îndrăgostindu-se pe loc. Au plecat către ringul de dans și au început să danseze din ce în ce mai apropiați pe niște piese cântate de acea formație din acele timpuri în acel loc. Niște piese romantice, de dragoste și foarte lente. Totul bine și frumos. Cei doi se sorbeau din priviri. Își șopteau lucruri frumoase și începeau să se cunoască. Până la un moment dat, când fata a simțit o căldură foarte puternică care venea către ea dinspre trupul bărbatului. A văzut că mâinile lui sunt foarte calde și simțea mâinile lui pe spatele fetei ca și cum ar avea o gheară de foc. La un moment dat, când s-a uitat pe rochie, a zărit ca un fel de pată roșie, dar uitându-se mai bine, a observat că acea pată roșie de fapt era o arsură, o arsură în forma palmei bărbatului. Fata speriată, neînțelegând ceea ce se întâmplă cu ea și cu acel bărbat, s-a uitat către el, iar el își ferea privirea. După un timp, fata l-a întrebat dacă este ok, pentru că îl simte foarte cald, iar el i-a răspuns că este ok, uitându-se în ochii ei cu o întunecime de nemai văzut. Fata, privindu-i privirea întunecată și rece, s-a speriat, dar a încercat să păstreze aparențele. I-a zâmbit cu un zâmbet șters de pe față, iar bărbatul i-a zâmbit înapoi, un zâmbet efectiv macabru de om ciudat, un om nebun, aș putea spune. Nespunând nimic, fata, din ce în ce mai incomodă, a dansat și a așteptat ca melodia să se termine pentru a se putea retrage. Dar nu a mai apucat. Pentru că dintr-o dată, dinspre bărbat, a venit un miros oribil, un miros care nu se putea descrie în cuvinte. În câteva minute, acel miros a umplut toată sala. Oamenii, speriați, uitându-se de jur împrejur, exact ca și fata noastră, să vadă de unde vine mirosul. Fata, nemai putând să aștepte, l-a întrebat: tu cine ești? Iar el, cu acel râs macabru, i-a răspuns: tu cine crezi că sunt? Din moment ce fata a auzit vorbele acestui bărbat din gura lui, s-a îndepărtat de el, s-a smuls din brațele lui și s-a uitat direct către picioare. A zărit două copite negre, pline, pline cu țepi, și două picioare lungi, pline cu păr negru și o coadă lungă, 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 încât nu intra în toată încăperea. Fata, desperiată ce era, a început să urle și să atenționeze pe toată lumea. Diavolul este aici, oameni buni, fugiți! Am dansat cu diavolul. Diavolul, începând să râdă, a fugit către baia acelui loc. Oamenii, văzând că acea creatură, jumătate om și jumătate animal, aleargă spre baie, scuipând flăcări, flăcări cu o duhoare de nedescris, au început să urle, să fugă care mai repede către ieșire, călcându-se în picioare la propriu. Nu mulți au fost cei care au scăpat din acel infern. În secundele următoare, toată sala a luat foc, mistuindu-se până la ziduri. Oamenii urlau în disperare, se căutau unii pe ceilalți. Unii, mirosul și flăcările au cuprins sala și oamenii erau exact ca într-un infern. Prietenele Lindei o căutau în disperare, însă Linda nu a mai apărut de nicăieri. După acel incendiu, oamenii care au venit la fața locului și pompierii, pentru că acel incendiu nu s-a putut stinge niciodată prin prisma lor, s-a stins singur. De aceea mulți spun că
acest lucru nu este o legendă și, într-adevăr, este o poveste reală. Pentru că, dacă ar fi fost o legendă, acel incendiu s-ar fi stins. Dar nici o apă din lume nu l-ar fi putut stinge, pentru că acel foc nu era un foc omenesc. Era focul ce ardea în mijlocul iadului. Oamenii la fața locului spun că cadavrul Lindei nu s-a găsit niciodată. Și unele teorii spun că diavolul, în momentul în care a dat bircul fugiții către ușa băii, a târât-o pe Linda după el, cu toate că i-ar fi țipat ca din gură de șarpe, pentru a aduce-o în infern și a rămâne cu ea pentru eternitate. Alte guri și alți poveștitori ne povestesc că Linda ar fi scăpat din incendiu, dar ar fi rămas cu sechele psihice și arsuri grave pe tot întregul corpului, s-ar fi dus acasă, ar fi povestit părinților în durerea ceea ce s-a întâmplat, iar la scurt timp după toată această poveste, Linda și familia ei au părăsit pentru totdeauna orașul. Altă poveste ne spune că Linda și-ar fi lăsat intenționat prietenele acolo, ele ar fi murit și ea ar fi plecat liniștită într-un alt loc, de unde ar fi dispărut ca prin ceață. Povești, după cum vă spuneam, și variante de a povesti această legendă sunt multe, dar varianta care am găsit-o eu cel mai des întâlnită în poveștile oamenilor a fost aceasta. Căci fata ar fi ajuns târâtă de diavolul în persoană în infern după acel dans. Oamenii povesteau, oamenii care au scăpat din acel incendiu, povesteau că fata ar fi fost atât de frumoasă încât diavolul ar fi venit din purul iad, cum spuneau ei, din singurul iad adevărat, pentru a o lua și a o face mireasa lui. Era atras carnal, își dorea să o aibă de soție, își dorea să facă dragoste cu ea și își dorea să-i atingă fiecare părticică din corp, ca și cum nu l-ar mai fi atins nimeni. Din acel loc a rămas doar povestea. Și din acea seară, acei oameni nu s-au mai apropiat niciodată de clubul campestre. Clubul a rămas în totală ruină. Și de jur împrejurul lui nu se mai află nimic. Doar soarele care încălzește pământul, mai exact deșertul din jurul lui. Oamenii din acel loc și din satele din prejurul orașului povestesc însă că clubul nu a rămas gol în totalitate și că oamenii care vin să-l viziteze, mai ales pe timp de seară, apropiindu-se de pereții lui, spun că aud dinăuntru sunete ciudate sau țipete, iar în alte seri spun că se aud chiar pași de dans și o muzică foarte tare care vine din interiorul acelor pereți. Alții spun că fata bântuie și acum în acel loc și dansează cu diavolul chiar și astăzi, în zilele noastre. Au fost oameni care au vizitat de curiozitate și care spun același lucru, oameni din alte orașe, oameni din alte țări, că, într-adevăr, seara se simte un miros puternic și se aud zgomote ciudate. Unii dintre ei spun că, într-adevăr, au auzit o muzică nemai auzită, nemai pământeană și că au auzit oameni care vorbeau, zumzete și pași, sunete de farfurii, ca și cum acel loc ar fi plin de viață. Dar, de fapt, după cum ați văzut și în poze, el este o ruină. Dar mai sunt și alte persoane care frecventează acel loc. Persoane care au de-a face cu diavolul. Persoane care și-au vândut sufletul diavolului. Cu secte satanice care vin și fac rugăciuni și ritualuri pentru a-l prea slăvi pe satana și pentru a sărbători și a prea ferici locul
și pământul în care diavolul a pășit pentru prima dată pentru a-și lua mireasa și aduce-o în infern. Dragii mei, cam aceasta a fost și legenda din această zi, această seară. Sper că a fost pe placul vostru și sunt sigură că a fost. Eu, sinceră să fiu, dacă voi mă întrebați pe mine, nu știu ce să zic, că aș putea să cred că poate ceva a fost adevărat. Nu știu dacă chiar atât de adevărat, dar eu cred că totuși această poveste nu a fost doar o legendă pentru a speria fetele tinere și pentru a le ține în casă. Eu totuși cred că a fost ceva real și că diavolul într-adevăr a pășit în acel loc. Pentru că martorii și poveștile care vi le-am spus despre oamenii care au auzit ce au auzit, nu sunt întâmplătoare și nu pot minți toți. Mie una mi-a plăcut foarte mult această poveste de când am auzit-o și am fost foarte îndrăgătoare să o împărtășesc cu voi, dar am vrut să menționez și faptul că are mai multe variante, pentru că sunt orașele și variantele, câte orașe, atâtea variante. Bineînțeles, aceeași poveste cu același protagonist, mai exact diavolul, aceleași întâmplări, nimic schimbat, doar că diferă orașele sau satele, depinde de unde vine povestea. Bineînțeles și data, unii spun că s-a întâmplat în 1990, alții spun că în 1800, depinde de poveste. Dar eu cred și povestea care mi-a apărut pe mai multe bloguri unde am căutat-o a fost aceasta de care mi-am povestit. Sper că și voi ați rămas încântați de ea și sper că și voi credeți în această poveste. Până data viitoare, când o să ne revedem la alte povești și la alte legende, pentru că am observat că vă plac foarte mult, vă pup, vă las și vă doresc o noapte bună.